Bună ziua, dragi elevi! Mă bucur să mă aflu în casele voastre, măcar în felul acesta, dacă altfel nu se poate. Și vreau să vă spun că mi este foarte dor de voi, tocmai de aceea aș vrea să vă rog ca, după ce urmăriți complexul pe care vi l-am pregătit, să realizați și voi un filmuleț scurt. Rugați unul din părinți, un frate mai mare, rugați pe cineva să vă filmeze în timp ce lucrați. Și vreau doar câteva exerciții, nu tot complexul, câteva exerciții pe care le-ați reținut din complex. Am să vă rog frumos, m-ați face foarte fericită să mi-l trimiteți. Pentru astăzi am pregătit un complex de exerciții pentru influențarea selectivă a aparatului locomotor. Folosind mingea, o minge, deci căutați o minge mică, în așa fel încât să o puteți ține într-o mână. Pentru fete. Pentru băieți aș propune o sticlă plină cu apă de 2 litri, ca să lucrați puțin și musculatura brațelor. Folosind mingea în acest complex, vom dezvolta îndemânarea și coordonarea. Calități foarte importante. Eu am să lucrez cu o minge de rugby, deoarece la mine în casă doar mingele de rugby există. Și o să începem complexul. O să stau puțin în lateral, jumătate la dreapta, ca să mă puteți urmări mai bine. O să începem cu un exercițiu din depărtat, cu brațele înainte, mingea la nivelul pieptului. Atenție! Ducem mingea lateral, revenim, lateral, revenim, lateral, revenim, lateral, revenim, lateral, revenim, cu brațele în extensie, cu brațele în extensie, cu brațele în extensie. Ducem mingea sus și coborâm câte un braț. Lateral, sus, celălalt, sus, lateral, sus, prindem mingea lateral, trecem mingea dintr-o mână în alta, acum cu amândouă brațe, lateral, și lateral și lateral. Prind mingea lateral, prind mingea și 1, 2, 3, brațe întinse, spate drept, 8, încetarea. Ducem mingea înainte la nivelul pieptului, atenție, vom executa o rotare spre înainte, rotăm brațul înainte, prindem mingea, schimbăm brațul, prindem mingea și și, atenție, continuăm încă 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, spre înapoi. Tragem brațul înapoi, susținem mingea. 5, 6, 7, încă 8 și 1, 2. Mult din articulația umărului spre înapoi, trag de braț și, atenție, stăm. Scuturăm, relaxăm brațele. Atenție, vom duce mingea sus, brațele întinse, picioarele depărtate, susținem mingea deasupra capului, ducem brațele lateral. De aici executăm o îndoire laterală, transfer mingea, revin. Îndoire laterală, revin cu brațele lateral și 2, îndoim trunchiul, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, îndoire, 6, atenție, stăm, respirăm, scuturăm picioarele, brațele și ducem mingea, vom duce mingea înainte, la nivelul pieptului, apoi brațele lateral. De aici executăm o răsucire a trunchiului, predăm mingea, revenim lateral, răsucim, revenim. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, încă 8, brațele întinse la nivelul umărului. 5,
6. Atenție, încetarea. Relaxați brațele. Vom continua cu extensia ale trunchiului, a plecare și îndoire înainte. Brațele sus, mingea deasupra capului, picioarele depărtate întinse cu arcuire. Extensie, arcuire. Înainte, brațele paralel cu solul, coborâm mingea la sol și ducem brațele înainte, arcuire și sus. 2. Întindem. 4. Pe sol și înainte. 8. Picioarele întinse. 2. Întindem. 4. 5. 6. 7. Încă 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Atenție! Stăm! Respirăm, scuturăm picioarele, ducem brațele lateral și vom lucra, vom executa răsucire cu mingea la piciorul opus. Deci coborând mingea cu amândouă brațele piciorul opus, transfer mingea și mă ridic în lateral. Un exercițiu care solicită mai multă coordonare. Atenție! Deci, mă duc jos, transfer mingea. Jos, transfer mingea, jos, transfer, jos, transfer și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, stăm, respirăm. Din stând, vom executa o fandare cu ducerea brațelor sus, mingea deasupra capului și revenire. Schimbăm piciorul. Același exercițiu, revenire și fandare, revenim. Brațele întinse. 4, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atenție! Încetarea. Tot cu mingea deasupra capului, o să executăm fandare laterală. Un timp, timpul următor, revenire. Să mă așez în așa fel încât să-mi permită spațiu să execut fandarea. Și fandăm, revenim. Fandăm, revenim. 5, 6, 7, 8, capul sus, brațele întinse, 3, 4, 5, 6, 7, stăm. Respirăm, scuturăm picioarele, vom încheia complexul cu câteva sărituri, sărituri din depărtat în apropiat, cu trecerea mingii din lateral, jos, pe lângă corp, în mâna cealaltă. Săritură îndepărtat cu trecerea mingii dintr-o mână în alta. Atenție! Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, stăm, respirăm, o să executăm același exercițiu cu trecerea mingii pe deasupra capului, tot din lateral, mingea susținută spre tavan, săritură îndepărtat, cu trecerea mingii, brațele întinse dintr-o mână în cealaltă și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, încetarea. Așezăm mingea jos și sus pe vârf, inspir, expir. Coborâm brațele și le relaxăm.
Scuturăm picioarele. Repetăm exercițiul de respirație și sus. Inspir. Expir. Inspir. Expir. O să vă rog încă o dată să nu uitați să-mi trimiteți un filmuleț realizat cu câteva exerciții pe care le-ați reținut. Vă doresc o zi bună și să ne vedem sănătoși!